Acum spuneți-mi, deci în momentul de față DDB-ul, care se pare că e singura sursă de venituri pentru corect, club. Da. Ce, are două... ce fac e de apreciat. De apreciat. Credeți că vor reuși să strângă? Înțeleg că e vorba de 800 de mii de euro ca să da. Poată să obțină licența. Vor reuși ei să strângă 800 de mii, credeți? Eu sper să reușească. Ar fi mare păcat. Până la urmă e un club, un club cu tradiție, un club care e în Liga 1. Fără îndoială. Care, fără îndoială. Nu are mari datorii, pentru că e un practic de 5-6 ani de când firmele care prestează cazare, mâncare, au furnizat niște servicii și nu s-au plătit pentru că au fost tot timpul alte priorități. Nu i-a, să zic așa, nu i-a forțat nimeni, nici pe Spaniol, nici pe DDB să și plătească. Și clubul mai are acum datorii la dumneavoastră din cazare și din servicii de genul ăsta? Le are de pe atunci. De pe atunci. Da. Mari datorii? Păi era undeva la 900.000 de euro. 900.000 de euro. Da. Către, nu către mine, către societăți care au prestat niște servicii. Știți ce se întâmplă? Eu nu sunt dinamovist, dar cred că judec bine dacă spun că falimentul lui Dinamo, dispariția lui Dinamo, ar fi un semn rău pentru întreg fotbalul românesc. Adică fotbalul românesc are nevoie de tradiția și, dacă vreți, de suporterii lui Dinamo. Sigur, trecutul e cețos, știm povestea, trecutul a cui trecut, a fost așa echipa. Așa și trecutul, da? României în perioada comunismului nu ne face neapărat... Dar e trecutul nostru și trebuie să ne-l asumăm. Bun, spuneți-mi, credeți că vor reuși să strângă 800 de mii pentru că fără licență... Eu sper. Dar, într-adevăr, ce am observat, foarte mulți se dau cunoscători, se dau importanți, se dau bogați, se dau interesanți, din vorbe. Apar pe la televizor, își caută subiecte. Da, dar când se bagă în seamă, cum exact, zice românul. Dar când se facă ceva... își caută motive. Păi nu fac aia, că nu... Păi, păi da, că, într-adevăr, ce face DDB-ul acum e fără precedent în România. Deci ar fi, într-adevăr, este un pionerat și ar fi o chestiune extraordinară dacă ei ar reuși să depășească acest hop și să țină Dinamo în Liga 1, chiar dacă nu cu performanțe notabile. Numai faptul dacă ar ține Dinamo... Dacă ar supraviețui, dar faptul așa. Că nu se găsesc oameni de afaceri români care să pună... îi văd pe câte unii, fac poză că și-au luat abonament de 1400 de euro. 1400... Ok. Sau cât este. Și, tăi, că în principiu un club se ține cu milioane. Dacă ești, da, om de sigur, business, e nevoie te mai de dai un și buget de câteva milioane te mai bune. Dai și dinamovist, poate pui 10.000, poate pui 20.000. Se adună 10, 20, 30 de oameni de afaceri, deja se adună o sumă frumușică. Se mai pot face și din publicitate anumite pachete și ceea ce se și întâmplă și să le cumpere firme care au nevoie de promovare și atunci s-ar crea. Dar se pare că mulți vorbesc puțin. Vorbesc mult și fac puțin. Exact. S-a lansat așa părerea, zvonul, că de fapt n-ați mai ținut Dinamo, nu că n-ați mai vrut, ci că n-ați mai avut bani pentru el. Care e adevărul, domnule Negoiță? N-am mai avut bani pentru el. N-ați mai avut bani în general sau nu, n-ați pentru mai el. Avut pentru el? Deci m-ați întrebat, deci, corect. Nu am mai avut bani pentru deci el. Deci nu o situație materială, să zic... nemulțumitoare v-a împins să renunțați la Dinamo, ci Dinamo însuși. Nu are nicio legătură și spre deosebire de, eu știu, care unii care se dau importanți, la mine lucrurile se văd. Sunt niște lucruri care sunt prea evidente ca să... Adică nu erați un om sărac. Ați fost un om care a zis, dom'le, eu nu mai vreau Dinamo. N-am fost niciodată, adică n-am fost niciodată în... De o vreme încoace. Mă rog, amenințat, să zic nu, așa. Nu. Sunt o persoană echilibrată. Chiar dacă am intrat în fotbal, într-adevăr a fost o, să spunem așa, o ambiție de-a mea, cu toate că multă lume îmi spunea să-mi văd de treabă și n-am vrut să ascult. Dar nu am jucat all-in pe fotbal. Ca urmare, business-urile mele au mers înainte. Decât că mi-a trebuit câțiva ani buni să realizez că în fotbal nu poți construi ceva serios.